Lecția 198. Numai condamnarea mea mă lezează. Lezarea e imposibilă și totuși iluzia naște iluzie. Dacă poți condamna, poți fi lezat, căci ai crezut că poți leza, iar dreptul pe care l-ai stabilit pentru tine poate fi folosit acum în contra ta, până îl lași ca pe ceva nevaloros, nedorit și ireal. Atunci iluzia nu mai are efecte, iar cele pe care a apărut să le aibă vor fi desfăcute. Atunci ești liber, căci libertatea e darul tău și poți primi acum darul ce l-ai dat. Condamnă și ești încarcerat. Iartă și ești eliberat. Iată legea care domină percepția. Nu e o lege pe care o înțelege cunoașterea, căci libertatea e o parte din cunoaștere. De aceea e imposibil să condamni în adevăr. Pretința ei influență și părelnicele ei efecte nu s-au produs deloc dar noi trebuie să ne ocupăm un pic de ele ca și cum s-ar fi produs. Iluzia naște iluzie. Cu o singură excepție, iertarea e iluzia care dă răspunsul la toate celelalte. Iertarea înlătură toate celelalte vise și, deși este și ea un vis, nu dă naștere la altele. Cu această singură excepție, toate iluziile trebuie să se multiplice în miit. Dar aici iluziile iau sfârșit, Iertarea este sfârșitul viselor, pentru că e un vis de trezire. Nu e ea însăși adevărul, dar îți indică unde trebuie să fie adevărul și te îndrumă cu certitudinea lui Dumnezeu însuși. Este un vis în care Fiul lui Dumnezeu se trezește la sinele lui și la tatăl lui, știind că ei sunt una. Iertarea este singurul drum care scoate din dezastru, dincolo de toată suferința, și duce, în final, în direcția opusă morții. Cum ar putea să existe un alt făgaș când acesta e planul lui Dumnezeu însuși? Și de ce îi te opune? De ce îi ai găsit nod în parpură, De ce ai căuta o mie de moduri în care trebuie să fie greșit, o mie de alte posibilități? Nu e oare mai înțelept să te bucuri că ai în mână răspunsul la problemele tale? Nu e oare mai inteligent să îi mulțumești celui ce dă mântuire și să i accepti darul cu recunoștință? Și nu e oare un gest de blândețe față de tine însuți să îi auzi vocea și să înveți simple lecții pe care vrea să le predea, în loc să încerci să îi respingi cuvintele și să le înlocuiești cu ale tale? Cuvintele lui vor da rezultate. Cuvintele lui vor mântui. Cuvintele lui conțin toată speranța, toată binecuvântarea și toată bucuria care se pot găsi vreodată pe acest pământ. Cuvintele lui se nasc în Dumnezeu și vin la tine cu iubirea cerului pe ele. Cei ce îi aud cuvintele au auzit cântecul cerului, căci acestea sunt cuvintele în care toate se contopesc într-un tot unitar în sfârșit. Iar când se va șterge aceasta, cuvântul lui Dumnezeu va veni să îi ia locul, căci va fi amintit atunci și iubit. Lumea aceasta are multe locuri aparent separate, unde îndurarea nu are înțeles și atacul pare justificat, dar toate sunt unul singur, un loc în care moartea e oferită fiului lui Dumnezeu și tatălui său. Crezi că poate că ei au acceptat, dar dacă mai privești odată locul unde ai zărit sângele lor, vei percepe în schimb un miracol. Ce prostie să crezi că ar putea să moară? Ce prostie să crezi că poți să ataci? Ce nebunie să crezi că poți fi condamnat și că Sfântul Fiul lui Dumnezeu poate să moară. Tihna sinelui lui tău rămâne neperturbată, neatinsă de gânduri ca acestea și inconștientă de orice condamnare ce poate avea nevoie de iertare. Visele de orice fel sunt ciudate și străine de adevăr, și ce altceva decât adevărul ar putea să aibă un gând care clădește o punte până la el să treacă iluziile de cealaltă parte. Astăzi exersăm lăsarea libertății să vină să își facă o casă cu tine. Adevărul oferă aceste cuvinte minții tale ca să găsești cheia luminii și să lași întunericul să înceteze. Numai condamnarea mea mă lezează. Numai propria mea iertare mă eliberează. Nu uita astăzi că nu poate să existe nicio formă de suferință care să nu ascundă un gând neiertător, și că nu poate să existe nicio formă de durere pe care iertarea să nu o poată vindeca. Acceptă singura iluzie care proclamă că nu există condamnare în Fiul lui Dumnezeu și cerul va fi amintit pe dată, lumea va fi uitată, toate convingerele ei ciudate vor fi uitate odată cu ea, în timp ce fața lui Hristos apare dezvăluită în sfârșit în acest singur vis. Iată darul pe care îl ține pentru tine Spiritul Sfânt de la Dumnezeu, Tatăl tău. Lasă ziua de azi să fie sărbătorită atât pe pământ, cât și în casa ta cea sfântă. Fii bun cu amândoi când ierți greșelile de care ei crezut vinovați și vezi cum ți se răsfrânge inocența asupra ta de pe fața lui Hristos. S-a făcut tăcere acum pe tot cuprinsul lumii. S-a făcut liniște acum unde era înainte un iureș înnebunit de gânduri fără sens. S-a făcut lumină senină acum pe toată fața pământului, liniștită într-un somn fără vise. Și rămâne acum pe fața lui numai cuvântul lui Dumnezeu. Numai acesta mai poate fi perceput încă o clipă. Și apoi se termină cu simbolurile și tot ce ai crezut vreodată că ai făurit va dispărea complet din mintea pe care Dumnezeu o cunoaște de-a ca aparținând unicului său fiu. Nu există nicio condamnare în el e perfect în sfințenia lui. Nu are nevoie de gânduri de îndurare. Cine i-ar putea aduce daruri când totul e al lui? Și cine ar putea visa să îi ofere iertare fiului nepecătoșeniei înseși, atât de asemănător celui al cărui fiu e, încât să privești fiul înseamnă să nu mai percepi, ci nu mai să cunoști tatăl? În această viziune a fiului, atât de scurtă încât nicio clipă nu stă între această singură imagine și veșnicie, Îți vezi viziunea de sine și apoi dispari pe veci în Dumnezeu. Astăzi ne apropiem și mai mult de sfârșitul tuturor lucrurilor care mai stau între această viziune și văzul nostru. Și ne bucurăm că am ajuns până aici și recunoaștem că cel ce ne-a adus aici nu ne va părăsi acum, căci vrea să ne dea astăzi darul pe care ni l-a dat Dumnezeu prin el. Acum e clipa eliberării tale. A sosit clipa. Astăzi a sosit clipa.